cum s-a filmat culiță sterp, cu puțin timp înainte de accident. Fanii au observat abia acum ce a făcut la volan, în străinătate tot aceleași culori au semafoarele. Culiță sterp i-a lăsat mască pe fanii săi de pe internet după ce a făcut un anunț neașteptat. Toată lumea îl știe pe culiță sterp. Chiar dacă artistul apare mereu în fața urmăritorilor săi cu zâmbetul pe buze. Iată că și acesta are zile proaste. Recent, Culița a fost implicat într-un accident rutier destul de grav, chiar în centrul clujului. Din fericire, artistul nu a pățit nimic, însă acum ar putea probleme serioase cu Lecea. Totul s-a petrecut după ce mașina pe care o conducea Culița s-a ciocnit de un alt vehicul. Celălalt șofer nu a fost la fel de norocos precum artistul. Acesta a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar, ulterior, a fost transportat la spital de către o ambulanță smurt. În urma accidentului, culița a intrat în atenția oamenilor legii și este cercetat pentru că a condus sub influența alcoolului, vătămare corporală. Dar și pentru că a părăsit locul accidentului fără să primească acordul polițiștilor. Cu doar o zi înainte de accident, însă, Culiță era foarte bine dispus, ba chiar avea un anunț important pentru fanii săi. Artistul urmează să lanseze o melodie special pentru fanii săi din diaspora, pentru că, așa cum toată lumea știe, cântărețul este iubit de mulți dintre românii care sunt plecați la muncă. Peste hotare! În clipul video, Culiță se află la volanul mașinii sale, în scaunul din dreapta sa fiind Mama Geta. Artistul s-a filmat în timp ce conducea, așa că fanii săi au intrat la bănuieli. În timp ce unii se roagă pentru sănătatea lui culiță și speră că artistul să nu tragă ponoase de pe urma accidentului de noaptea trecută, alții îl ceartă pe cântăreți și îl îndeamnă să fie mai atent la drum. Pe de altă parte, alți urmăritori îl felicită pentru noua melodie, pe care urmează să o lanseze în curând. Vezi că în străinătate tot aceleași culori au semafoarele. Ai pățit ceva la mașină. Ce frumoasă este melodia. Felicitări, sper să nu fie adevărată știrea cu accidentul. Doamne ajută, ce ai făcut sunt doar câteva dintre comentariile internauților de la clipul video pe care l-a postat Culiță pe TikTok înainte de accidentul de la Cluj.